dezvăluiri explozive făcute de Washington Post, ce i-a obligat Donald Trump să facă pe oficialii de la Casa Albă, de teama scurgerilor de informații. Presublinieredintele american Donald Trump a ordonat ca membrii importanți ai personalului de la Casa Albă să semneze acorduri de confidențialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informații în primele luni ale administrației sale, potrivit ediției de duminica cotidianului Washington Post, relatează Reuters, conform Ager Press. Acordurile prevedeau ce oficialii americani ar putea suporta sancțiuni financiare dacă dezvăluie presei sau altor surse informații confidențiale de la Casa Albă. Sublinierea ar fi urmat să rămână în vigoare după ce Trump nu va mai fi presubliniereinte, notează publicația citat. O copie a proiectului pentru un astfel de acord prevede penalizări de 10 milioane de dolari pentru fiecare caz de încălcare a acestui acord, bani care ar fi urmat să fie furnizați către trezoreria SUA, a afirmat Ruth Marcus, editor adjunct al publicației menționate. Responsabili din campania lui Trump au semnat acorduri similare, dar experții juridici analizează dacă un astfel de acord ar fi legal pentru un angajat guvernamental de rang înalt, având în vedere protecția dreptului la liberă exprimare prevăzut de Constituție. Oficialii americani au fost de acord în cele din urmă să semneze aceste acorduri de confidențialitate, în parte după ce au ajuns la concluzia că acestea nu ar putea fi puse în aplicare, notează publicația citat. Casa Albă nu a făcut deocamdată niciun comentariu în acest caz.